Pavel Valentin a terminat ședința de planificare, a rezolvat o mulțime de sarcini ale colegilor, le-a repartizat noi sarcini și în cele din urmă a expirat când ușa s-a închis în urma lor. I-a cerut obosit secretarei sale. Ina, adu-mi o cafea cu lapte, te rog, și un pahar cu apă. Și adu-mi aminte ce altceva mai avem planificat pentru astăzi. Nu invita încă pe nimeni la mine. Vreau să iau o pauză de 15 minute. Fata i-a dictat șefului încă trei elemente pentru astăzi și i-a adus cafea aromată preparată. Bărbatul a luat o mică înghițitură, a zâmbit bezmetic și s-a lăsat pe spate în scaun, închizând ochii. Pavel era directorul unei corporații, afacerile sale erau înfloritoare și în plină expansiune, dar necesita un efort imens și prezența sa constantă. Fiecare dintre zilele sale începea și se termina cu același scenariu. Trezirea la 5 dimineața, o alergare cu câinele său preferat buc, un mic dejun ușor și apoi urma un șir nesfârșit de sarcini la serviciu. De aceea, la sfârșitul zilei, Pavel se simțea ca o lămâie stoarsă. Avea nevoie de o pauză. În astfel de momente de relaxare, bărbatul își amintea întotdeauna de Olga lui. Odată, pe când era un tânăr negustor aspirant de 25 de ani, Pavel s-a îndrăgostit de o tânără frumusețe, Olga. Fata era atât de tandră, naivă, timidă și roșie la fiecare compliment. Nu era deloc din mediul BEM, era o menajeră obișnuită. A întâlnit-o în hotelul lui, când Olga a venit să se angajeze la el. Bărbatul pur și simplu nu-și putea lua ochii de la frumusețea ei naturală. Ochi mari și verzi, cu gene pufoase și o șuviță de păr roșcat prins. Figura este, de asemenea, pur și simplu arătoasă tinerii au început să se întâlnească. Lui Pavel nu-i păsa că Olga provenea dintr-o familie simplă și era o menajeră obișnuită, o iubea și o prețuia pentru altceva. Părinții lui nu erau împotriva uniunii tinerilor și erau fericiți că fiul și-a găsit în sfârșit fericirea. Mirele i-a arătat miresei sale capitala, pe care el însuși o cunoștea din copilărie. A dus-o la galerii de artă și muzee, la teatre și cinematografe, s-au plimbat, ținându-se de mână, de-a lungul frumosului dialog și au hrănit rațele cu pâine. Fata era atât de sincer încântată de fiecare dintre întâlnirile lor, ca un burete, absorbea tot ce vedea și pur și simplu își adora iubitul, prinzându-i fiecare cuvânt. Nunta era în plină desfășurare. Pavel și-a asumat toate cheltuielile, a cumpărat o rochie de mireasă foarte frumoasă, verighete, a comandat un restaurant. Olga era și ea fericită, iar apoi s-a întâmplat ceva ciudat și teribil. Mireasa nu a apărut la propria nuntă, a dispărut, ca și cum s-ar fi vaporizat. Lui Pavel nu i-a venit să creadă la început, s-a dus să o caute pe Mireasa la pensiune, la hotel, dar nu a fost găsită nicăieri. Toți cunoscuții lui au spus într-un singur glas: Nu fi atât de trist! Fata te-a făcut de rușine, a fugit de sub coroană. Ei bine, scuipă pe ea, vei mai găsi o mie ca ea. Dar Pavel era atât de îndurerat încât s-a retras complet. Își amintea de milioane de ori toate întâlnirile cu Olga, literalmente, clipă de clipă. Și nu putea să înțeleagă de ce îi făcuse ea așa ceva. La urma urmei, totul era minunat. El nu a jignit-o în niciun fel, din potrivă, a încercat să facă surprize plăcute și să-și răsfețe iubita și apoi o astfel de lovitură în spate. Bărbatul la început a fost foarte jignit, supărat în căldura de a căuta consolare în alte fete, care așa și se lipesc de el, dar niciunul dintre ele nu era ca Olga lui. Timpul a trecut, rana mentală s-a vindecat, omul a mers la muncă, petrecând zile întregi și în curând a făcut o carieră amețitoare. Afacerea lui hotel era înflorit. Pe lângă această direcție, Pavel a cumpărat mai multe bănci falimentare din oraș și a reușit să le scoată din criză. A devenit proprietarul acestora și le-a supravegheat personal activitatea. Îi plăcea chiar și varietatea. Mulți îl invidiau pe fericitul burlac de 40 de ani, considerându-le norocos. Dar nimeni nu s-a apropiat nici pe departe de a ghici ce se întâmpla în sufletul omului de afaceri. La urma urmei, în exterior, Pavel era întotdeauna sportiv, strălucitor, bine îngrijit și de succes. Dar, de fapt, era foarte singur. Cu excepția câinelui său credincios Buc, nu avea prieteni apropiați. În afaceri, ca și în război, nu poți avea încredere 100% în nimeni. Și acum, savurându-și cafeaua, Pavel și-a amintit din nou de Olga, de ochii ei verzi de vrăjitoare și de zâmbetul ei fermecător. În mod surprinzător, își amintea încă mirosul părului ei, mirosea ierburi de primăvară și a prospețime. Se întreba unde era acum. Oare era fericită? Probabil că Olga avea de mult timp o familie și copii, iar ea nu-și mai amintea aproape deloc de el, iar el, ca un nebun, păstra cu grijă în inima lui amintirea primei și celei mai puternice iubiri. Secretara lui, Svelana, l-a scos din amintirile plăcute și i-a amintit că a venit timpul să plece la un nou obiect, iar apoi era așteptat la orfelinatul Casa Speranței. Omul de afaceri își luase de mult timp patronajul asupra acestui orfelinat, ajuta în mod regulat cu alimente, cumpăra echipament de birou, calculatoare, mobilier și se asigura cu strictețe că toate aceste bunuri nu se așezau în casele directorului și ale personalului. El însuși venea personal și verifica modul în care trăiau copiii. Mulți dintre copii îl cunoșteau din vedere și întotdeauna alergau în grupuri să se întâlnească cu el. Și lui Pavel îi părea foarte rău pentru acești sărmani orfani abandonați, iar când le vedea bucuria și zâmbetele lor sincere, simțea un pic mai multă căldură în suflet. Dacă Dumnezeu nu-i dăduse copii proprii, de ce să nu ajute copiii altora? Într-una din zilele obișnuite de lucru, Pavel a coborât în sală și s-a plimbat, urmărind personalul care primea clienții. Avea un ochager pentru a observa totul. Cine era lene și cine muncea din greu, cine ar trebui să primească un bonus și cine ar trebui să fie privat de el. Apoi trăgea concluzii și făcea rotații. Apoi recepționera, Svelana, s-a repezit la el și a început să vorbească. Pavel Valentin, ce bine că ești aici! Ați putea să veniți la departamentul de credite. Acolo casierița noastră, Elena, cere ajutor. A venit o femeie care vrea să ia un credit pentru a cumpăra o casă. Fica ei este însărcinată. Suma este foarte mare, departamentul de securitate a aprobat cererea, dar Elena se teme să-și asume o asemenea responsabilitate. Vrea să se consulte cu dumneavoastră. Puteți să o ajutați! Pavel a dat din cap. Desigur, să mergem. Vom arunca o privire, vom verifica de două ori toate documentele cetățeanului. Și vom lua o decizie. El a intrat în birou, l-a salutat. Străinul a zâmbit cu dulceață. Iar omul de afaceri era ca și cum ar fi fost tetanizat. Stătea acolo și tăcea, nu putea nici măcar să se miște. Incredibil, dar în fața lui stătea Olga lui. Abia se schimbase, doar ridurile din colțurile ochilor spuneau că ani zburaseră. Iar ochii verzi, cândva atât de atrăgători, deveniseră foarte triști și gânditori. Doar buclele ei roșcate luxuriante erau acum șaten închis și adunate într-un mănunc îngrijit. Femeia se uita și ea cu atenție la chipul lui Pavel. Îl recunoștea clar, dar și-a ferit imediat ochii și a început să răsfoiască documentele. Pavel nu a mai putut suporta. Olga Bochenina Tu ești, Olga, eu sunt Pavel Builov. Mai recunoscut se vede în ochii tăi. Doamne, în sfârșit ne-am întâlnit. Olga a oftat greu și a spus încet. Da, Pavel, eu sunt bineînțeles că te-am recunoscut, deși acum ești un om atât de respectabil, o pasăre importantă. Pavel a luat-o hotărât de mână. Olga! Hai să mergem în biroul meu, să ne așezăm, să vorbim în liniște. Am o mie de întrebări pentru tine. Vă rog! Femeia a fost de acord și au intrat în birou, în timp ce Elena și Svelana doar deschideau gura, fără să înțeleagă nimic. Pavel și Olga s-au așezat în fotolii confortabile și timp de câteva minute s-au privit în ochi, ezitând să înceapă o conversație dificilă. Pavel aproape că a plâns și a răbufnit. Olga, în toți acești ani am fost chinuit de aceeași întrebare: de ce ai fugit atunci de sub coroană? Știi prin ce am trecut? Cum am fost rănit? Aproape că mi-am pierdut mințile. Jumătate din oraș a râs de mine. De ce mi-ai făcut asta? Am făcut ceva care să te jignească? Te implor să-mi spui adevărul, indiferent care ar fi el. Chiar dacă nu m-ai iubit și ți-ai dat seama de asta doar înainte de nuntă, tot vreau să știu. Nici femeia nu a mai rezistat și deodată a plâns și a început să-mi spună cu o voce frântă. Nu țipa la mine, Pavel. Nu. Tu nu știi nimic. Pe la spatele tău, părinții tăi mă hărțuiesc și mă umileau de multă vreme, m-au sunat de multe ori, m-au așteptat în fața căminului, m-au amenințat. Mama mi-a cerut să părăsesc orașul și să întrerup orice relație cu tine. M-au umilit, m-au numit un chiriaș mizerabil, au spus că nu mă pot compara cu tine. N-am vrut să te supăr, așa că n-am spus nimic. Am crezut că dacă ne căsătorim, vor vedea cât de mult ne iubim și se vor răzgândi. Am fost naivă. Cu o zi înainte de nuntă, părinții tăi au venit din nou la căminul meu. Au adus un teanc de bani, mi-au spus să iau și să plec. Mama ta a țipat din nou că își va da oasele, dar că nu ne va lăsa să trăim normal. M-am simțit atât de jignită și am răbufnit. Ia-ți banii, nu -i iau. Nu înțelegi că eu și Pavel ne iubim. Și eu sunt însărcinată. În curând vei avea un nepot sau o nepoată, iar tu îmi spui asemenea lucruri urâte în față. De ce? Credeam că ei, aflând vestea, se vor calma și mă vor accepta în sfârșit în familie. Dar nu a fost așa. Mama ta a aruncat cu pumnii în mine și a început să strige. Ah, tică luaso! Te-ai hotărât să-l legi pe Pavel de tine cu un copil. Uite ce deșteptăiești! ești! Ai pus mâna pe un logodnic favorabil, nu-i așa? Asta e, draga mea. Nu o să reușești niciodată. Nu se știe cine ți-a dat copilul ăla. Acum, dacă nu pleci din oraș, chiar acum, tu și micul tău copil bastard sunteți morți. Voi face tot ce trebuie. Soțul meu și cu mine avem o mulțime de relații. Lasă-mi fiul în pace. Când tatăl tău și-a îndepărtat soția furioasă de mine, mi-au aruncat un teanc de bani în față și au plecat, trântind ușa cu putere. Iar eu, Pavel, am fost foarte speriat și am plâns mult timp pe podea. Nu vă puteți imagina prin ce a trebuit să trec atunci. Crede-mă, mama ta este un monstru în formă umană. Era atât aură și furie în ochii ei. Pavel și-a acoperit capul cu mâinile. Și aproape că a plâns. Olga! Doamne, de ce nu mi-ai spus nimic? Că erai însărcinată și că părinții mei te urau atât de mult. Eu nu înțeleg. Te-aș fi protejat, nu aș fi cedat în fața ofensei. Femeia a suspinat și a dat din umeri. Apoi m-am gândit de multe ori la asta, Pavel. Ai dreptate, ar fi trebuit să-ți spun totul imediat. Dar în acel moment, când eu și viitorul meu copil eram în pericol, m-am gândit că era mai bine să rup totul așa, pe viu, odată pentru totdeauna. Altfel, soacra mea va continua să mă chinuie și nu mă va lăsa să trăiesc în pace. În aceeași seară mi-am făcut valiza și am plecat în alt oraș, la o colegă de școală. Am plâns tot drumul, pentru că în față era un necunoscut înfricoșător, iar dragostea mea plecase pentru totdeauna. Credeți că mi-a fost ușor la început. Să-mi încep viața de la zero și să fiu însărcinată. Dar nu m-am gândit nici măcar o dată la avort. Mi-am iubit copilul atât de mult, pentru că este o bucată din tine, cea mai importantă persoană din viața mea. Un prieten m-a ajutat să închiriez o cameră într-un cămin și să mă așez puțin. Mi-am găsit un loc de muncă, ascunzându-mi sarcina, ca menajeră la un hotel până la ultima lună nu am intrat în concediu de maternitate, ascunzând totul sub hanorace largi, iar în maternitate nu am reușit să stau. Am alergat pentru ture, iar vecina avea grijă de marina noaptea. Apoi, de-a lungul anilor, am fost promovată ca administrator. Fica mea a fost fericirea mea și sensul vieții mele în toți acești ani. Dacă ai ști cât de mult seamănă cu tine, doar părul meu este, dar sprâncenele, ochii și chiar și zâmbetul ei sunt ale tale. De fiecare dată când mă uit la ea, mă gândesc la tine cu tandrețe și tristețe. Eu nu m-am căsătorit niciodată, nu am putut. Anii au trecut repede. Fica mea a crescut, a absolvit facultatea, lucrează ca asistent într-un spital. Recent, a întâlnit un băiat drăguț, a rămas însărcinată și a venit timpul să se căsătorească. M-am bucurat atât de mult pentru ea, iar apoi am avut atâta suferință. Vladimir murise, nici măcar cadavrul lui nu fusese găsit încă. Deodată, Olga a încetat să mai vorbească, a devenit foarte palidă, iar sudoarea îi se scurgea pe tâmple. Femeia a început să agite dosarul cu documente și să prindă cu lăcomie aerul cu gura, încercând să respire pe deplin. Pavel, speriat, a deschis larg fereastra, a turnat un pahar cu apă și l-a adus interlocutoarei sale. Olga! Olga, ce ai pățit? Ești bolnavă! Bea niște apă! Să chem o ambulanță! Femeia a răsuflat ușurată, a băut apa și, revenindu-și, a făcut semn cu mână. Nu, nu este nevoie de o ambulanță! Este boala mea care revine! Am din ce în ce mai multe crize. Am o suspiciune de oncologie, Pavel, cu probleme de sânge. Analizele sunt foarte proaste. Nu știu cât mai am de trăit. Mă grăbesc să cumpăr o casă pentru fica mea, altfel mor, unde va locui ea cu un copil. Nu vreau să fie ca mine, nu vreau să-și petreacă restul vieții ca mine. Mă ajuți cu împrumutul. Pavel a fost șocat, aparat cu căldură. Olga, la ce te gândești? La ce credit? Trebuie să fie examinată și tratată imediat. Gândește-te la tine. Ai doar 43 de ani, mai ai timp să trăiești și să trăiești. Lasă-mă să-ți fac o programare la o clinică foarte bună, mâine vei merge la un control. Au specialiști excelenți, profesioniști. Îți vor pune un diagnostic precis, îți vor spune cum să-ți tratezi boala. Voi plăti pentru tot, nu-ți face griji. Te implor, fo. Am visat să te întâlnesc de atâția ani, nu am uitat niciodată dragostea noastră. Nu m-am căsătorit niciodată. Nu vreau să te pierd acum. Nu pot să te pierd acum. Și apoi, când totul se va clarifica, vom rezolva problema creditului tău. Nu te grăbi să-ți atârni un jug în jurul gâtului. Olga a înghițit convulsiv, a tăcut, apoi a răspuns liniștită. Nu știu. Au trecut atâția ani, Pavel. De ce ai nevoie de mine acum? Bolnavă și cu probleme. Știu că o sândiții, să știi, cu un astfel de diagnostic nu trăiesc mult, pierzând doar timpul. Îți mulțumesc pentru ajutor, dar e incomod. Bărbatul o apucă de mână și imediat o scânteie îi străbătu trupul, Așa cum era atunci, în tinerețe. Draga mea, draga mea, ce spui? De ce mă respingi din nou? Cum să nu înțelegi, sunt fericit să știu că am o fiică și un nepot, că te-am cunoscut. După tot ce am învățat, nu-ți reproșez gestul la necugetat. Ți-a fost frică. Dar ar fi trebuit să-mi spui atunci. Toată viața noastră ar fi putut fi altfel. Dar ce să vorbim despre trecut, nu-l mai poți recupera. Părinții mei au murit cu mult timp în urmă. Și după ce ne-am despărțit, mi-au spus că ai plecat cu un alt bărbat. Nu pot să-i întreb de ce au făcut asta. Au distrus viața ta și a mea fără să-și dea seama. Îl sunt pe doctorul șef și fac aranjamentele. Tu du-te și pregătește-te. Dictează-mi adresa de unde te iau. Nu vreau să mă gândesc că ai putea muri și cred că totul va fi bine. Și tu crezi asta? Femeia a dat din cap. Lacrimile i-au sclipit în ochi, iar resentimentele care o arseseră în toți acești ani au început să se retragă. Chiar a doua zi, Olga a fost internată la cea mai bună clinică din capitală pentru o examinare. Pavel a organizat totul la cel mai înalt nivel, toată lumea se agita și alerga în jurul ei ca și cum ar fi fost o persoană importantă. Probabil că pentru prima dată în mulți ani s-a trezit în tăcere. Nu era nevoie să alerge nicăieri, nu trebuia să decidă nimic, o sală confortabilă cu televizor, un pat confortabil și liniște de plină. Fica ei a venit să o viziteze pe mama ei la clinică și Pavel era acolo. A intrat în cameră, a salutat-o politicos, și a început să se uite atent la bărbat. Și el pe ea. Asemănarea dintre ei era atât de evidentă încât era imposibil să nu o remarci. Fata s-a întors spre mama ei. Bună, mami! Acesta este prietenul și vechea ta cunoștință, Pavel Valentin. Surprinzător, semănăm foarte mult, nu crezi? Ce mai faci? Femeia nu știa ce să-i spună fiicei sale, era confuză, dar Pavel i-a luat-o înainte. Bună ziua, Marina! Nu sunt doar un prieten, sunt tatăl tău. Și vreau ca tu să știi asta. Nu pot să mă uit la tine și să-mi dau seama că am o fiică atât de mare și frumoasă. Mama ta și cu mine eram atât de îndrăgostiți. Urma chiar să ne căsătorim. Fata izbucni în lacrimi. Și apoi, ne-ai părăsit, nu-i așa. Și mama m-a crescut singură. Deci asta ești tu, tati. Iar eu mi-am petrecut toată copilăria torturând-o pe mama, unde e tata. De ce nu locuiește cu noi? Și iată cea ca o partizană, doar suspină. Dar eu nu mai sunt o fetiță, am crescut de mult și în curând voi fi și eu mamă. Și nu mai cred de mult timp în basme despre un pilot polar. Ce te-ai hotărât să te revanșezi pentru păcatele tale? Să te prefaci că ești drăguț și bun? Crezi că o să mă arunc în brațele tale și o să te iubesc? Unde ai fost în toți acești ani? Trebuia să vii să mă vizitezi odată. Cât de dezgustător este totul! Marina a ieșit din salon în lacrimi, o furtună de emoții se dezlănțuia în sufletul ei furie, resentimente, dușmănie față de tatăl ei și milă pentru mama ei, toate amestecate. Era atât de lipsită de copilărie, încât avea nevoie de dragostea, sprijinul și sfaturile tatălui ei. Își dorea pe cineva care să o protejeze, să o numească fiică, să fie ca toți ceilalți. De fapt, în adâncul sufletului, Marina a visat mereu că într-o zi îl va găsi și îi va spune totul. Și așa a făcut. Dar nu a fost mai ușor. Olga s-a supărat și a început să-i reproșeze lui Pavel. Pavel, păi, nu trebuia să o faci așa, în frunte. Marina nu era pregătită pentru asta. Era deja îndurerată. Unde a fugit? Bărbatul i-a răspuns filozofic. Olga, înțelege-mă, am trăit atâția ani singur, iar acum sunt atât de bucuros ca am o fică. Reacția ei este destul de ușor de înțeles. Pentru că nu cunoaște întregul adevăr și mă consideră un ticălos care a abandonat familia. Dar nu putem să ne oprim cu toate secretele. Secrete? Marina nu mai este un copil, se va gândi, se va liniști și sunt sigur că vom vorbi cu ea normal și ne vom împăca. Eu vreau să comunic cu ea, să o ajut, să o iubesc, și nu să tac și să ascund faptul că sunt tatăl ei. Nu este vina mea. Tu și cu mine suntem amândoi victime ale șmecheriilor părinților mei. Și cred că ea își va da seama de asta. Spune-mi, ce mai faci? Ce spun doctorii? Mai e ceva ce trebuie să aduce înăuntru. După întâlnirea noastră, sunt viu, am început să trăiesc. Acum am ceva de făcut, pentru cine? Olga l-a luat de mână pe Pavel. Iartă-mă, Pavel, ai dreptate în toate. Am fost o proastă, mi-am privat fica de un tată. Eu însă mi-am târât-o afară. Fac toate analizele, aștept diagnosticul potrivit. Îți mulțumesc pentru tot, nu m-aș fi dus eu însumi la spital și nu am pentru ce să mă tratez. Iar tratamentul gratuit, să știți, este un singur bilet. În timp ce ți aștepți rândul, vei muri de trei ori. Îmi fac griji doar pentru fica mea. E însărcinată am fost supusă la atâta stres, unul după altul. Ficei mele încă nu-i vine să creadă că logodnicul ei, Vladimir, a murit. Spune că-l visează, iar mie îmi pare atât de rău pentru ea. Pavel a întrebat. Și care a fost povestea acolo? Cum s-a întâmplat totul? Pentru că ai menționat-o întreacăt, nu am înțeles nimic. Olga a suspinat greu și a început să povestească. Vladimir Vindeaush are un mic magazin al lui și un birou în zona industrială. E un băiat de treabă, puternic, își cunoaște meseria. Afacerea lui a început să se extindă și era deja dificil să controleze totul de unul singur. Apoi, în urmă cu un an, un coleg de clasă, Victor Epifanov, i-a cerut un loc de muncă. L-a început ca simplu manager. Dar curând el și Vladimir au devenit atât de prieteni încât l-a făcut adjunctul și mâna sa dreaptă. Și au început să dezvolte afacerea împreună. În urmă cu o lună, Vladimir și șoferul său au mers la negocieri. Trebuia să se întoarcă a doua zi. Dar dimineața, Marina a primit un telefon prin care a fost informată că mașina soțului ei a căzut noaptea de pe pod în râu. Cadavrul șoferului a fost găsit, dar nu și cel al lui Vlad. Doar obiectele personale, portofelul și cureaua lui. Au crezut că s-a necat și că trupul său a fost luat de curent. Dar totul este foarte ciudat. O mulțime de neconcordanțe. Marina și cu mine am încercat să aflăm de la închetator, dar cine ar fi ascultat două femei obișnuite? Așa că au închis cazul. Este o poveste întunecată. Marina este pur și simplu cu inima frântă, pentru că ea și logodnicul ei plănuiau să se căsătorească. Au ales deja un nume pentru copil, deci termenul este încă mic. Mi se rupe inima când mă uit la fica mea, cum suspină în secret. Pavel a ascultat fără să o întrerupă, apoi a răspuns. Este într-adevăr foarte ciudat. O să-i sesizez pe toți cei de la poliție, o să vorbesc personal cu anchetatorul și o să aflu totul ceva nu are sens. Între timp, să nu ai gânduri rele și să te tratezi. Nu te mai gândi la nimic. Ne revedem peste câteva zile. Așa cum a promis, Pavel s-a întâlnit cu anchetatorul, care se ocupa de cazul morții lui Vladimir, și a discutat cu el în amănunt. A aflat adresa și numărul de telefon al lui Victor, colegul de clasă al lui Vladimir, și a decis să vorbească cu el față în față ca să spunem așa, pentru a sonda ce fel de persoană era acest presupus cel mai bun prieten și tovarăș. Pavel știa din proprie experiență că astfel de prieteni apropiați erau adesea cei care te înjunghiau pe la spate. Acest lucru nu este neobișnuit atunci când sunt mulți bani în joc. Bărbatul fusese la unitatea de producție de ușteținută de Victor și a fost surprins când i s-a spus că, după moartea proprietarului, Victor era acum responsabil de tot. Angajații nu-l plăceau, considerându-le un bărbat alunecos și neplăcut. Pentru orice eventualitate, Pavel a pornit reportofonul de pe telefon și s-a dus la biroul noului manager, deghizat în potențial investitor, pentru a vorbi personal cu Victor. I-a pus întrebări incomode. Am investit în producția dumneavoastră, pare a fi o afacere promițătoare, dar situația dumneavoastră este neclară. La urma urmei, proprietarul companiei este încă Vladimir Teseov, iar dumneavoastră sunteți adjunctul său. Și unde a dispărut? A început să-mi spună Victor. Ei bine, asta e doar o chestiune tehnică. Vladimir a fost cel mai bun prieten al meu, am început împreună. Dar acum o lună, din păcate, a fost ucis într-un accident. Și șoferul nostru, Fiodor, a fost ucis. Dar credeți-mă, era imposibil să supraviețuiești în acele condiții, așa că prietenul meu cu siguranță nu mai este în viață. Și ca să fiu sincer, nu era un manager prea bun. Am făcut totul pe cont propriu și sub supravegherea mea. Așa că putem încheia în siguranță un contract cu tine. Pavel nu s-a oprit. Este încă neclar, Vladislav nu are moștenitori, rude, de ce ești tu șeful afacerii lui acum? Este doar temporar, am înțeles. Ce-ar fi dacă aș încheia un contract cu tine, iar apoi la cârmă va fi însuși proprietarul sau cineva din rudele lui? Ce se va întâmpla atunci? Victor, simțind că banii mulți sunt pe cale să-i scape din mână, s-a întrerupt. E imposibil. Vladimir e mort, nu are părinți, e orfan, nu are nici rude. A fost o fată, chiar voia să se căsătorească cu ea, dar nu o luăm în calcul. Oficial, ea nu era nimic pentru el. A întrebat din nou Pavel, aparent fără să vrea. Biata fată! Probabil că o duce greu. Poate că are nevoie de ajutor. Sau o sprijiniți? La urma urmei, este logodnica unui prieten apropiat. Victor se înflăcăra. Nu se poate! Nu știu câte femei a avut Vladimir, și acum trebuie să le îngrijesc pe toate. Deci, o să încheiem un contract. Pavel răspunse gânditor. Dacă nu vă deranjează, omul meu va veni mâine la dumneavoastră, va trece prin toate rapoartele ca să se asigure că totul este curat. Și apoi vom vorbi din nou. Bine? După discuția cu Victor, Pavel i-a adunat pe cei mai buni ofițeri de securitate din banca sa și le-a dat o sarcină. Domnilor! Am nevoie de ajutorul vostru. Am să vă spun o scurtă poveste. Bărbatul a povestit despre moartea ciudată a unui om de afaceri, apoi a adăugat. Ei bine, m-am întâlnit ieri cu un prieten de-al lui. Nu mi-a plăcut foarte mult de el. Arunca cu noroi în fața mortului, se furișa. Ar trebui să fac presiune asupra lui, am impresia că minte. Știe ceva și nu spune nimic. Dar numai în așa fel încât să am dovezi pentru anchetator. Poți să mă ajuți? Băieții erau profesioniști și au promis că îl vor ajuta pe proprietar. Iar Pavel a primit un telefon de la medicul șef cunoscut, care a examinat-o pe Olga. Veștile au fost uimitoare. Pavel Valentin, mă grăbesc să mă bucur! Pacienta dumneavoastră nu are oncologie. Simptomele sunt foarte asemănătoare, dar de fapt ea are anemie, doar că într-o formă neglijată. Este foarte ușor de tratat. Așa că va fi perfect sănătoasă în curând. Bărbatul aproape că plângea de bucurie. Mulțumesc foarte mult! Am crezut, am sperat și m-am rugat că așa va fi. Dacă va avea nevoie de vreun medicament, chiar și de cel mai scump, îl voi procura și îl voi plăti. Mi-ați readus la viață, dragul meu prieten! Pavel s-a repezit la ogla, ea s-a înveselit vizibil și a început să-i spună același lucru. Pavel, îți mulțumesc! Credeam că voi muri în curând, chiar mă resemnasem cu asta. Iar acum sunt atât de fericită. Ei spun că în curând mă voi face bine și voi fi externată. Ești doar un înger salvator! Marina va fi atât de fericită! Știi, s-a mai liniștit puțin, i-am spus totul sincer. Ce s-a întâmplat între noi atunci și de ce, poate ar trebui să mai vorbești cu ea. Bărbatul a clătinat din cap. Nu încă. Nu merită. Marina, însă, și ar trebui să înțeleagă totul pe plan intern, și, când va fi pregătită, cred, va povesti despre asta. Iar eu nu o voi presa. Eu sunt aici implicat îndeaproape în cazul logodnicului ei, în curând, sper, vor fi rezultatele. Este foarte complicat. E ceva despre acest Victor, ceva ce nu cred că ne spune. Cred că a avut ceva de a face cu moartea lui Vladimir. S-a îmbolnăvit la momentul potrivit și a intrat în spital cu o zi înainte de tragedie. E ca și cum și-ar fi făcut un alibi pentru ca nimeni să nu-l dezgroape. Sper că totul se va clarifica în curând. O săptămână mai târziu, Pavel a primit un telefon de la serviciul de securitate și a programat de urgență o întâlnire. Ceea ce i-au spus a fost pur și simplu incredibil. Pavel Valentin Am decis să-l urmărim mai întâi pe Victor și iată ce am aflat. El are o dacie în satul Savelovo, la 120 de kilometri de oraș. Așadar, a mers acolo doar de două ori în această săptămână, iar înainte de asta a cumpărat o pâine și o sticlă de apă de la supermarket. Casa era abandonată, ferestrele erau acoperite cu scânduri și era evident că nimeni nu mai locuia acolo de mult timp. Dar Victor a intrat acolo și a ieșit o oră mai târziu cu mâinile coale. Întrebare? Ce caută acolo? Cui îi duce mâncare? Răspunsul este evident. Credem că îl ține captiv pe Vladimir acolo simulându-i moartea. Dar asta e doar presupunerea noastră. Fără poliție, nu am riscat să intrăm pe cont propriu. Știi, nu vrem să avem probleme cu legea. Ce facem în continuare? Îl presăm și îl facem să mărturisească. Pavel se gândea febril. Nu cred că ar trebui să facem asta încă. O să-l speriem și el va ascunde o staticul sau va scăpa de el o să mă duc imediat la Krilov. Vreau să facă o verificare oficială. Nu știu dacă am greșit. Iar vizitele în sat nu au nicio legătură cu dispariția lui Vladimir. S-ar putea întâmpla. Atunci va fi un mare scandal. Mulțumesc foarte mult. Nici măcar eu nu m-aș fi gândit la asta. Pavel s-a repezit imediat la anchetator și a spus tot ce aflase. Acesta a luat totul în serios și nu a uitat să meargă cu un grup pentru a verifica totul personal, luând permisiunea de a face o percheziție. Pavel a mers cu ei. Vă rog, luați-mă și pe mine! La urma urmei, Vladimir este viitorul meu, ginere, iar soarta lui nu mi este indiferentă. Logodnica lui este fica mea și este însărcinată. Așa că este o chestiune de onoare pentru mine să rezolv totul și să ajut familia. Casa ciudată era într-adevăr abandonată, dar drumul până la ea era călcat în picioare și exista urme de pași de mașină. Am forțat la cătul și am intrat înăuntru. Am invitat un bătrân din cartier să fie martor. Acesta ne-a confirmat și el că îl văzuse de mai multe ori pe tânărul bogat dând târcoale pe aici, deși nimeni nu mai pusese piciorul aici de mulți ani înainte. Indiferent de câte ori au strigat și au chemat, nimeni nu a venit am înconjurat toate hambarele și clădirile, fără niciun rezultat. Și atunci vecinul și-a amintit de pivnița din cea mai îndepărtată încăpere, spunând că vechiul proprietar a pompat apa în timpul inundaților de primăvară. Toată lumea s-a repezit acolo. Toți trei am dat la o parte ușa grea. Era o scară mică care ducea în jos. Pavel și polițiștii au coborât fără să stea pe gânduri mirosul insuportabil de mucegai și excrement umane le-a lovit nasul. Nu era nicio lumină. Au aprins o lanternă. Apoi au auzit foșnete și gemete. Chiar în colț, pe o saltea murdară, stătea gemuit un om maciat. În gură avea un căluș, picioarele erau înlănțuite și legate de un stâlp. Când i-a văzut pe intrușii, s-a animat și a început să-și tragă mâinile, care erau și ele legate. Pavel chiar a țipat, căci priveliștea era atât de înfricoșătoare. El nu mai văzuse astfel de lucruri decât în cronicile penale. El și Krilov au început să taie frânghiile și să scoată călușul, încercând să ușureze suferința prizonierului. Acesta gemea și striga de durere. Pavel a șoptit: Tu ești Vladimir, nu i așa? Ai răbdare, acum. Doamne. Ce ți-a făcut idiotul ăla? Victor este cel care te ține aici, nu-i așa? Sunt tatăl Marinei. Era atât de îngrijorată, încât nu-i venea să creadă că ai murit. Când omul a auzit de Marina, a plâns și a început să șoptească cu buzele crăpate. Cum se simte? Ce mai face copilul meu? Sunt bine. Mulțumesc. Am crezut că voi muri aici ca un câine în lanț. Pedepsește-le pe nenorocitul ăla a fost numai vina lui Victor. Mi-a înscenat moartea și m-a târât aici în timp ce eram inconștient. Nu a avut curajul să mă omoare. Nici tu n-ai avut curajul. Încă nu-mi vine să cred că Victor ar face așa ceva. Și-a petrecut toată copilăria ascunzându-se pe la spatele meu. L-am luat în casă din milă pentru mine, m-a implorat atât de mult. L-am învățat totul pe capul meu și uite așa m-a răsplătit. Oh, mie ar rău. Omul a început să leșine. Pavel l-a tras pe Vladimir sus și l-a așezat pe pat. Au chemat o ambulanță. În același timp, anchetatorul a anunțat prin radio un plan de interceptare și a ordonat reținerea lui Victor Epifanov și aducerea acestuia la secție. O echipă medicală a sosit și l-a dus pe Vladimir, epuizat, la spital. De asemenea, Pavel s-a grăbit să o ducă pe Olga la spital. Marina se afla în salon. Bărbatul a intrat în grabă și a strigat. Olga, Marina, Vladimir a fost căsit. Nu s-a necat deloc. Colegul lui de clasă, Victor, a fost cel care a pus totul la cale. A vrut să-l omoare, dar nu a putut, așa că l-a ținut într-o pivniță la Dacia. Băiatul e în viață, dar e foarte emaciat. L-au dus la aceeași clinică, așa cum le-am cerut eu. Îl vor repune pe picioare cât ai zice pește. Mă ocup eu de asta. Olga și-a făcut cruce și a expirat, iar Marina s-a aruncat în brațele tatălui ei cu lacrimi. Mulțumesc foarte mult, tati. Nici nu știi ce ai făcut pentru mine. Am plâns în hohote, rugându-mă să se întâmple o minune și iubitul meu să fie în viață. Îmi pare rău că am fost nepoliticoasă cu tine, dar nu am înțeles totul. Vezi tu, încă din copilărie am crezut că ne-ai abandonat, dar se pare că tu însuți ai avut de suferit și tu și mama mi-ați fost despărțiți cu forța. Asta e foarte crud. M-am gândit mult la asta după prima noastră întâlnire și am decis că ar trebui să fim fericiți că ne-am găsit unul pe celălalt măcar acum. Poate că nu ne-am fi întâlnit deloc, nu? mi-a fost atât de dor de tine când eram copil, tată. Nu mai sunt supărată, vreau să comunic cu tine, să mă înțeleg cu tine. O să fi bunic în curând. Spunem cum pot să-l văd pe Vladimir. Abia aștept să-l îmbrățișez, să-i spun cât de mult îl iubesc, cât de mult mi-a fost dor de el, cât de mult l-am așteptat. Pavel i-a mângâiat capul fiicei sale și a simțit un sentiment inexprimabil de căldură și tandrețe, a liniștit-o într-un mod părintesc. Știam că ești o fată deșteaptă și că vei înțelege totul corect și cu siguranță vom fi prieteni. Sunt atât de fericit că am găsit o fiică atât de drăguță, nici nu-ți poți imagina ce simt acum. Hai să mergem să aflăm în ce secție este Vlad și îl poți vizita. Marina a deschis în liniște ușa salonului și a rămas uimită. În loc de un bărbat frumos, slab și statuar, așa cum fusese întotdeauna logodnicul ei, pe patul de sub perfuzii zăcea un Vladimir, slăbănoc și de nerecunoscut. Ochii lui căprui imen și erau de nerecunoscut, în ei se citea doar goliciune și disperare. Marina nu a mai putut să-și rețină plânsul care i-a venit în gât și s-a aruncat în brațele iubitului ei. L-a sărutat și a șoptit. Vladimir, dragul meu, ești viu. Am știut, am crezut și am așteptat. De multe ori te-am visat, ca și cum m-ai fi chemat și mi-ai fi cerut ajutorul. Cât de mult am tâncit după tine, dacă ai ști. Cum te simți? Ce a spus doctorul? Bărbatul plângea și el, îmbrățișându-și mireasa, și încă nu-i venea să creadă că reușise să scape din această capcană. Nu a speriat-o pe mireasa din poziție cu detalii, doar a spus. Nu-ți face griji, micuța mea starletă. Totul s-a terminat acum. Doctorul spune că totul este în regulă, doar mult stres și epuizare. Așa că de acum încolo o să mă hrănești cu specialitatea ta de clătite. Și prietenul meu Victor este deja în închisoare. Când mă voi face bine, voi cere să-l văd. Vreau să mă uit în ochii lui nerușinați și să-l întreb de ce mi-a făcut asta. Dar nu-ți face griji pentru asta. De ce nu-mi spui despre copilul nostru? A început să împingă. Ce mai face mama ta? Marina a zâmbit. Oh, Vladimir, o să mă cerți, dar pentru mine, pentru toate aceste întâmplări, chiar și la ecografie nu a fost nici putere, nici dorință de a merge. Nici măcar nu m-am înscris încă, deși e timpul, știu. Pur și simplu nu am vrut să trăiesc deloc fără tine. Am mâncat chiar și cu forța, pentru că m-a obligat mama. Când vei fi externat, vom merge împreună, bine. Mă simt atât de în siguranță cu tine. Nu să-ți vină să crezi, dar mama mea nu are oncologie. Doctorii au făcut o greșeală, vor termina tratamentul într-o săptămână și o vor lăsa să plece acasă. E minunat, nu e așa l-am găsit și pe tatăl biologic. O să-ți povestesc totul. Au vorbit mult timp, fără să poată rupe îmbrățișarea. Marina i-a promis lui Vladimir că mâine îi va da să mănânce supă de pui făcută în casă și clătite cu smântână. Nu putea să se uite la logodnicul ei, îi se părea că, dacă închidea ochii sau pleca, el va dispărea din nou, se va vaporiza. Au trecut câteva săptămâni, Olga a fost externată din clinică, medicii au asigurat-o că era perfect sănătoasă. Femeii pur și simplu nu-i venea să creadă. Marina a venit să o ia cu taxiul pentru a o duce acasă, dar atunci Pavel a intrat în cameră și a sugerat ceva. Bună dimineața, Olga! Te felicit pentru însănătoșirea ta. Și mă bucur foarte mult pentru asta. Fetele mele, mă gândeam de ce nu vă mutați cu mine." E o vilă mare, suntem doar eu și câinele meu buc. Dar eu un om bun și ar fi foarte fericit să vă primească. Pentru că noi doi, Olga, nu am reușit să ne întemeiem o familie când eram tineri, poate că acum vom încerca să o luăm de la capăt. Ce vom face ne vom despărți din nou. Eu nu vreau asta. Marina a fost imediat de acord, și a dorea să fie mai aproape de tatăl ei, să-l cunoască mai bine, să stabilească relații apropiate dar Olga a fost puțin derutată de o propunere atât de neașteptată. O mie de gânduri i-au trecut prin cap într-o secundă. Și dacă nu merge? La urma urmei, au trecut atâția ani. Eu și el ne-am schimbat, am devenit complet diferiți. Și pe de altă parte, nu la asta am visat atâția ani. Nu l-am visat noaptea pe Pavel. Nu el era cel pe care îl plângeam noaptea în pernă. Dacă mă atinge mâna acum, mă cuprinde un val de tandrețe. Atunci de ce să nu încercăm? Vom avea mereu timp să fugim. Olga a fost de acord și întreaga familie a început să locuiască în casa lui Pavel. Olga gătea acum cu plăcere micul dejun pentru trei, strângea sandvișuri pentru Pavel la serviciu, se îngrijora dacă întârzia, și se surprindea gândindu-se cât de mult îi plac aceste treburi feminine simple și când dimineața a auzit o șoaptă bâlândă. Trezește-te, dragă, cafeaua e gata. Capuc cino, așa cum îți place. Îmi amintesc totul. Și un sărut fierbinte din partea mea. Tremura pe dinăuntru, exact ca atunci când era tânără. Și-a dat seama că îl iubea pe Pavel chiar mai mult decât înainte. Pasiunea de odinioară s-a reaprins cu o vigoare renuită. Marina era bucuroasă că părinții ei se reuniseră. Vedea cum ochii mamei sale străluceau de fericire, cum arăta mai bine, de parcă ar fi întinerit, chiar cu zece ani. Și Vladimir se simțea și el mai bine și mai puternic și a fost externat acasă. Pavel l-a invitat să locuiască cu ei. Vladimir, ce părere ai despre ideea de a sta cu noi? Îmi dau seama că ne-am întâlnit de curând și că nu mi-am găsit o familie de mult timp, dar tocmai de aceea este atât de important pentru mine să-i unesc pe toți. Am trăit singur an de zile. Iar acum vreau ca în casă să fie veselă, caldă și zgomotoasă, să sune vocea de copil a nepoatei sau a nepotului. Am o vilă imensă, pe două aripi. Tu și Marina veți locui într-una, iar eu și Olga în cealaltă. Este loc suficient pentru toată lumea dar asta e doar sugestia mea. Dacă ești absolut împotrivă, înțeleg. E o chestie de tineri, tu decizi. Dar Vladimir a zâmbit și a fost de acord. Știi, și eu sunt orfan, am crescut într-un orfelinat. Și toată copilăria mi-am suferit de singurătate, visând la o familie mare și prietenoasă. Așa că nu mă deranjează deloc. Mă bucur. La urma urmei, sunt la serviciu 24 de ore pe zi, mai ales acum că Victor a făcut atâta dezordine în absența mea. Multe lucruri vor trebui să se schimbe. Și Marina e însărcinată. Sunt foarte îngrijorat pentru ea. În felul acesta, voi fi liniștit că va fi lângă mama ei, sub supraveghere. Iar despre faptul că nu ne cunoaștem foarte bine, îți spun asta. Îl cunosc pe Victor Epifanov de mult timp. Am stat la același birou împreună. Mă gândeam că nu există prieteni pe care să-l am mai degrabă. Și ce s-a întâmplat în cele din urmă? A fost înjunghiat pe la spate. Iar tu nu mă cunoșteai deloc, dar ai descălcit o asemenea încurcătură și ai contribuit la salvarea mea din capcană. Disperasem deja, credeam că o să mor acolo, în groapa aia murdară. Așa că vă respect foarte mult pentru această faptă nobilă și vă voi fi recunoscător toată viața pentru salvarea mea. Cred că noi doi ne vom înțelege ușor sub același acoperiș. Vreau să vă cer o favoare. Chiar dacă mi-am dat deja declarația, insist să mă întâlnesc cu Epifanov. Vreau doar să vorbesc cu el. Altfel nu voi putea trăi în pace. Ați înțeles. Vreau să știu de ce a făcut toate astea și cum a reușit să le facă. Pavel dădu din cap. Înțeleg, o să vorbesc cu anchetatorul. Cred că va fi de acord cu noi. Mai ales că Ticălosul nu prea vorbește, tace. Dar poate că va vorbi. Vladimir a intrat în biroul anchetatorului și și-a fixat imediat privirea asupra fostului său tovarăș. Acesta stătea cu privirea plecată și se agita nervos pe scaun. Văzându-le pe Vladimir, a ridicat capul și privirile lor s-au întâlnit. Vladimir a fost primul care nu a mai putut suporta. Bună ziua, prietene. Nu te așteptai să fi găsit, nu-i așa? Ai promis că mă vei îngropa acolo, în pivniță. Și cum de ai dormit bine acasă în tot acest timp, drăguțule? N-ai avut conștiința încărcată, nu-i așa? Te-am implorat, te-am implorat să mă lași să plec. Ți-am spus că logodnica mea, Marina, era însărcinată și că îmi făceam griji pentru ea. Dar nici măcar asta nu te-a atins. Cum se face, Victor, că din cel mai bun prieten al meu te-ai transformat într-o bestie fără suflet? Ai cerut să lucrezi pentru mine, te-am primit, mi s-a făcut milă de tine. Amândoi am trecut prin multe împreună încă din copilărie. Te-am învățat totul, te-am făcut adjunctul meu, am avut încredere în tine ca în mine. Și tu cum mi-ai mulțumit? M-ai înjunghiat pe la spate. Spune-mi de ce. Am avut o inimă pentru tine, dar de ce te-ai dovedit a fi un nenorocit? Victor și-a strâns brusc pumnii și l-a privit pe fostul său prieten cu atâta ură. Ști, regret un singur lucru acum, că nu te-am omorât ca pe șofer. Am fost laș, mi-a tremurat mâna. Am stricat totul pentru mine, și așa nu ar fi știut nimeni despre asta. Aveam un alibi, nu puteai să-l dezgropi. De ce am făcut-o? Pentru că am fost gelos pe tine toată viața mea. Încă de când eram copil. Da, amândoi am venit din orfelinate, ai dreptate. Dar suntem diferiți. Întotdeauna ai fost curajos, întotdeauna te-ai băgat în bătăi, ai putut să te aperi pe tine și pe mine. Dar eu nu am putut face asta, știi. Nu am avut curajul să mă lupt cu niște băieți furioși. Așa că m-am ascuns în spatele tău. Ai fost norocos și la studii. Memorie bună, spirit bun. Toate materiile au fost ușoare pentru tine, dar eu am încercat să înțeleg matematica asta stupidă, dar nu am putut. După absolvire, i-ai surprins din nou pe toți, ai reușit să te ridici și să-ți deschizi propria afacere. Cum ai reușit? Tot nu înțeleg. Eram doar un ucenic într-o fabrică amărâtă. Iar când ai întâlnit-o pe frumoasa Marina și ea s-a îndrăgostit de tine, parcă am înnebunit. De ce ți-ai ales o fată atât de deșteaptă și de frumoasă? Când am venit la locul de muncă și am început să văd cum ești respectat de angajații tăi, cum gestionezi totul cu pricepere, am explodat pe dinăuntru de invidie. Și am decis că vreau să trăiesc ca tine, să fiu ca tine, să-ți iau locul. Am lucrat mult timp la planul meu. M-am gândit la toate. Îți amintești, înainte de acea călătorie, tu și șoferul ați băut o cafea în cantina noastră, discutând despre drumul care ne așteaptă. Ei bine, Tatiana, la indicațiile mele, ți-a strecurat o doză decentă de somnifere. Tu nu ai observat nimic, doar te-ai plâns că cafeaua era foarte tare. Am calculat totul, timpul de acțiune al medicamentului, erați pe punctul de a părăsi orașul. Acolo nu sunt camere de luat vederi. Am verificat și eu. Am închiriat mașina altcuiva și te-am urmărit. Totul mergea bine, dar mașina ta s-a oprit brusc. Probabil că șoferul a adormit și a oprit motorul. Am alergat și am deschis ușa. Dormiați amândoi adânc. M-am uitat în jur, nu era nimeni. Mi-a părut rău pentru șofer, bineînțeles, dar omul era la locul nepotrivit, iar eu nu am îndrăznit să vă omor, dar de ceaba. Așa că v-am scos centura, v-am împrăștiat lucrurile prin cabană și v-am târât în mașina mea. A fost simplu să simulez că mașina a căzut în apă. M-am întors repede la mașină și te-am dus la Savelovo. Te-am legat bine în pivniță și m-am întors la mine acasă. Asta e tot. Mi-am dat seama că totul decursese cât se poate de bine, nu întâlnisem pe nimeni pe drum și, evident, aveau să înceapă să te caute abia în seara zilei următoare. În plus, aveam un alibi și nu aveam de ce să mă plâng. În primele zile am jubilat, mă simțeam ca un rege al vieții. Nu-i așa că eram grozav. Am pus la cale o schemă atât de inteligentă și am reușit. Nu prea știam ce să fac cu tine, dar mi-a plăcut să te privesc cum te ofilești și mori în groapa din subsol. Eram pe val. Am preluat biroul și locul tău și am devenit un manager cu drepturi de pline, nu un ajunt mizerabil. Nu știu de unde a apărut acest Pavel Valentin, dar când l-am cunoscut au început problemele. Evident că bănuia ceva a început să adulmece, să scormonească ca un câine de vânătoare. Sunt sigur că el a organizat supravegherea. Cine este el pentru tine? Spune-mi! De ce ați rezolvat acest caz în locul poliției care l-a închis? Nu ai rude, știu asta cu certitudine. Vladimir i-a râs în nas răufăcătorului. E viitorul meu socru. Și în acel moment nu mă cunoștea deloc. Voia doar să-și ajute fica. Așa este. Mulțumită lui m-a salvat. Și planul tău diabolic a eșuat. Acum eu am o familie mare și unită, iar tu ți vei petrece restul vieții în închisoare, mâncând terci. Și asta e corect. Chiar îmi pare rău pentru tine, Victor, pentru că, în afară de ură și obsesie, nu există nimic bun în sufletul tău. Întotdeauna ai tratat totul în viață cu superficialitate, nu ai vrut să încerci și să înveți. E nevoie de mult efort pentru a obține ceva. Dar tu nu înțelegi asta. Bogăția, Victor, nu cade pe capul tău. Trebuie să o câștigi. La revedere, sper că nu ne vom mai întâlni niciodată. Nu o să te mai numesc niciodată prieten și nu o să te mai țin de mână, știi asta. O să mă asigur că vei prin pediapsa maximă. Nu există loc pe pământ pentru gunoaie ca tine. Vladimir s-a simțit atât de rău, atât de urât, încât a venit acasă și a decis să o împărtășească cu Pavel, ca să zic așa, să aibă o discuție de la inimă la inimă. S-au așezat în birou, au băut niște coniac cu lămâie. Vladimir a izbucnit. Îl urăsc pe nenorocitul ăla. Îmi venea să-l strâng de gât. Are un șarpe pe piept. Sunt un prost. Și era cât pe ce să mă omoare dacă nu erai tu, nu mai ieșeam de acolo. Pavel i-a răspuns filozofic. Îți înțeleg perfect sentimentele, Vladimir. Ai avut încredere în Victor ca și în tine însuți. Dar, crede-mă, ura te va distruge încet încet din interior. Privește partea bună a lucrurilor. Ar fi putut să te omoare pe pot, să te arunce cu șoferul. Dar nu a făcut-o, s-a speriat. Ar fi putut să nu te hrănească, să nu te conducă și ai fi murit oricum. Dar eu te-am hrănit cumva. Deci e ceva uman în această bestie. Ești norocos că ai supraviețuit, ai fost căsit, ești acasă, te vei căsători în curând, îți vei crește copii. Așa că uită tot ce s-a întâmplat ca pe un vis urât, șterge totul din memorie. Și trăiește în prezent. Nenorocitul la va prin ceea ce merită, poți fi sigură de asta. Așa că hai să mai facem un mic pentru femeile noastre preferate. Pentru Marina și Olga. O să le ținem în siguranță cu tine, nu-i așa, Vladimir? Logodnicul Marinerii a zâmbit și a răspuns. Mulțumesc pentru sfaturile tale, Pavel Valentin. Aveți dreptate. Trebuie să ne gândim la viitor. Apropo, mâine eu și Marina mergem la o ecografie. Abia așteaptă să afle ce este înăuntru. Și ea și cu mine ne-am gândit la ceva. Ce-ar fi să facem o nuntă dublă? E atât de romantic ca mama și fiica să se căsătorească în aceeași zi. Ce părere aveți? Plănuiam să ne căsătorim peste o lună sau cam așa ceva. Pavel a zâmbit. Frumos, nu m-aș fi gândit la o asemenea idee, ca să fiu sincer. Eu sunt de acord cu ea atunci Olga și cu mine vom depune mâine cererea. Mergem la cină. Bucătăria miroase atât de bine, încât salivez. Ce ne-au gătit fetele noastre? La ecografie s-a dovedit că Marina va avea gemeni, un băiat și o fată. Vladimir era fericit, iar Marina era un pic confuză și chiar speriată. Acasă i-a împărtășit grijile ei mamei sale. Mamă, sunt atât de speriată! La urma urmei, gemenii sunt o mare responsabilitate. Cum mă voi descurca cu doi copii deodată, nu-mi pot imagina. Olga și-a îmbrățișat fica. Cine a spus că ești singură? Suntem cu toți împreună acum, suntem cu toți unul în spatele celuilalt. Eu sunt mereu prin preajmă, te ajut cu totul, nu-ți face griji. Dacă e nevoie, vom implica și bărbații. Totul va fi bine, dragă. Vladimir e un dulce, te iubește foarte mult, se vede asta. Și va avea grijă de copii cu plăcere, nu te îndoi. Tata a început deja o mulțime de activități, caută o clinică și un medic care să te ducă la travaliu. Așa că totul este sub control. Nu mai rămâne decât să sărbătorim nunta. Oh, fiica mea! Sunt un pic jenată. Ce pun la cale bărbații noștri? O nuntă pentru doi. Îmi imaginez ce vor crede oamenii. Ei bine, ești în regulă, ești tânăr. Dar eu unde mă duc la 40 de ani să mă mărit? E de râsul curcilor. E jenant chiar și să porți o rochie de mireasă. Dar Pavel insistă. Eu aș semna în liniște și gata. De ce atâta farmec? Nu mă crezi, mămico, că n-ai regretat asta, că ți-ai zădărnicit nunta și tata a suferit din cauza asta. Așa că vrea să-și spășească vina și să sărbătorească în stil mare, chiar și după mulți ani. Îți dorește asta în suflet, dar ești prea timid să te uiți la oameni. De ce trebuie să știm ce cred ei? Ce ne pasă de ceilalți oameni? Principalul lucru este ca tu și cu mine să fim fericite. Și nu-mi pasă de nimeni altcineva. Mami, tu meriți această vacanță și tati la fel. Așa că mâine mergem la salonul de nunți să alegem rochii. E minunat să te avem în preajmă. Pavel și Vladimir au gândit totul până la ultimul detaliu. Au comandat un restaurant de lux, au invitat o mulțime de invitați. Și amândoi erau îngrijorați de cum va decurge totul. Mai ales Pavel, pentru că pentru el nunta a fost întotdeauna asociată cu un moment tragic din viața lui și a tremurat la propriu până când i-a văzut pe Olga și Marina intrând în sala de nuntă. Ambele femei erau pur și simplu irezistibile. Olga și alesese în mod deliberat aceeași rochie ca cea pe care nu avusese ocazia să o poarte cu mulți ani în urmă. Albă ca zăpada, cu trenă și o pelerină delicată. Femeia mersese la salon cu o zi înainte și își vopsise părul într-o culoare roșu aprins, pentru a se asorta cu părul ei natural. A primit o coafură frumos coafată și o diademă. Pavel a fost încântat. I-a șoptit. Olga! Preferata mea! Este exact cum era atunci. Ce frumoasă ești, ca și cum toți acești ani nu s-ar fi întâmplat niciodată. Nu-mi vine să cred că în sfârșit ne căsătorim. Și tremur ca un băiat. Nu-ți voi lăsa mâna din mâna mea până când nu vom semna sau vei dispărea din nou. Olga râs, era atât de încântată de cuvintele sincere ale lui Pavel. Inima îi bătea cu putere și se ducea pe tocuri. În sfârșit, visul ei devenise realitate, se căsătorea cu bărbatul ei preferat și singurul din viața ei. Iar Vladimir o admira pe Marina. A ales o rochie zburătoare, cu o croială înaltă, astfel încât burtica rotunjită să nu se observe. Buclele erau împrăștiate pe umeri, iar părul îi era decorat cu flori proaspete. Era foarte frumoasă. Fata era, de asemenea, vizibil emoționată și tot spunea lui Vladimir: Oh, sunt atât de emoționată! Dacă mi se face rău! Cum o să meargă? M-am îngrășat mult! Bărbatul o mângâia pe umăr și o liniștea tot o să fie bine, sunt aproape, dacă e nevoie, ieșim la aer curat. Nu ți-ai recuperat nimic. Te voi iubi din toate punctele de vedere, chiar dacă vei deveni ca un balon. Asta e, muzica a început să cânte, să mergem. Nunta a fost magnifică, cu anvergură, pentru mult timp revistele și ziarele au fost pline de titluri despre o nuntă dublă neobișnuită a unui om de afaceri celebru, Olga s-a învârtit într-un val de nuntă cu Pavel și a fost absolut fericită. I se părea că timpul se întorsese înapoi și că era din nou acea tânără fără griji, iar sufletul ei se simțea atât de bine și de ușor. La urma urmei, iubitul ei Pavel este aproape. Și au toată viața înainte. Acum era liniștită și pentru fica ei, pentru că sunt cu toți împreună, are alături de ea un soț grijuliu, ceea ce înseamnă că totul va fi bine pentru ea. Femeia a râs veselă, a luat un pahar de șampanie și a spus soțului ei. Știi ceva, Pavel? Hai să bem pentru acest merit. El a fost surprins. Să o facem, dar nu-mi dau seama ce legătură are creditul cu nunta noastră. Olga a zâmbit. Și faptul, Pavel, că dacă atunci nu aș fi venit la banca ta după bani, nu ne-am mai fi putut întâlni niciodată. M-am gândit de multe ori la asta soțul ei a îmbrățișat-o și a sărutat-o cu tandrețe. Știu că puterea iubirii mele a fost cea care te-a dus la mine, așa că în cinstea iubirii noastre, pe care am reușit să o ducem peste ani. Și pentru fiica noastră, care și-a găsit și ea fericirea. Uitați-vă cum dansează atât de frumos cu Vladimir, încât nici nu se vede că este însărcinată. Invitații s-au ridicat imediat în picioare și au strigat. Amar iar tinerii căsătoriți s-au sărutat dulce.